Astăzi este sâmbătă, 19 ianuarie 2013 și mă aflu în municipiul Câmpina din județul Prahova, unde am participat la ediția 4-a a unei frumoase expoziții columbofile a UCPR-ului. Stau de vorbă acum cu un crescător tânăr, dar foarte ambițios, foarte serios și cu rezultate din ce în ce mai bune de la un an la altul. Este vorba despre domnul Preda Daniel din Ploiești. Vă salut, domnul Preda. Bună seara, domnule Alexandru. Și vă felicit sincer pentru porumbeii pe care frumoși și valoroși pe care am văzut că îi aveți în expoziția din acest an. Mulțumesc. Și o să vă rog în acest sens, dacă sunteți amabil, să ne spuneți câteva cuvinte despre ei, la ce categorii participă, din ce sușe se trag. În general, porumbeii pe care îi dețin sunt porumbei de categoria general și asi. Ei se pretează și la viteză, și demifond, și fond mic. După cum ați văzut în expoziția, porumbei la aproape toate categoriile, exact, cu excepția categoriei fond, unde am abordat-o mai puțin, dar începând cu anul acesta, cu 2013, o să abordez și fondul și maratonul. Categorii preferate deja n-aveți, nu? Nu, generalul și asul. Pot să zic, pentru că porumbeii de general și de azi sunt porumbei compleți, exact, care clasează aproape toate. Despre etate. Originea porumbeilor noastre din expoziție și nu numai, ce ne puteți spune? Cu ce porumbei zburați? De unde? Porumbeii pe care îi dețin și cultiv în continuare sunt porumbei cu origine Olteanu Cosmin, Andrei Marius. Pot să zic că nu direct, de la persoane care au achiziționat, direct de la crescătorii respectivi. Am așteptat și am urmărit la persoanele respective porumbei care s-au evidențiat și am căutat să achiziționez frați sau rude cu campionii respectivi. Puneți mare accent pe pedigreele porumbeilor? Da, pun și foarte mare accent pe pedigree, pentru că și fără un pedigreu nu poți să știi cum poți să dezvolți porumbelul respectiv. Vorbesc de împerecheri, încrucișeri, chestii de genul acesta. Ne puteți dezvălui câteva mici secrete ale dumneavoastră despre modul cum vă formați, de exemplu, perechile de matcă la începutul sezonului? Întotdeauna caut ca perechile respective să mă axez pe anumite categorii de distanță pe care vreau să le joc și la urmă să compensez porumbeii respectivi. Lucruri pe care bănuiesc că le știe toată lumea. Mic cu mare, ochi alt cu ochi de altă culoare și alte chestii care sunt cunoscute de columbofil și trebuie să te gândești să vezi în viitor ca produsii respectivi să fie cât mai compacti și mai omogeni față de ceea ce cauți tu de la porumbei respectivi. Deci ați împerecheat porumbei și după culoarea ochilor, nu? Ați urmărit? Exact. În sportul ăsta columbofil, părerea mea, dacă vrei să excelezi, nu e nimic de neglijat. Trebuie să ții cont de toate aspectele. Sunteți un crescător răbdător cu porumbei dumneavoastră, domnul Preda? Cât timp, câți ani le acordați credit până decideți, de exemplu, să eliminați un anumit porumbel din lotul de zbor, dacă nu vă convin rezultatele lui? Părerea mea și din experiența pe care o am e că un porumbel bun trebuie să-ți arate că o să ajungă un porumbel foarte bun la maturitate încă de pui. Deci, cum zicem noi columbofilii, și la pui trebuie să înțepe o etapă sau două să-ți vină în față. Deci zborurile cu pui sunt elocvente pentru dumneavoastră? Nu sunt neapărat elocvente, dar de acolo poți să afli niște informații despre porumbeii respectivi. Dacă ai un cuplu și, de exemplu, la zborurile cu pui deja ai pierdut toți pui, e clar că cuplul respectiv nu a fost bine format și bine împerechit. Apelați și la consanguinizări? La consanguinizare nu prea am apelat. În general, pentru porumbeii de zbor, cea mai bună metodă de împerechiere e încrucișarea. Consanguinizarea, am format și cupluri pe metoda consanguinizării, dar o consanguinizare mai îndepărtată. M-am orientat la verișori. Ver primar, nu? Ver primar, exact. Am înțeles. Ca ierlingi, în primul an de viață, până la ce distanță zburați porumbei, de exemplu? Până la un Nicolaev, pe ruta care o zburăm noi pe Ucraina. Asta înseamnă câți kilometri? Asta înseamnă 550 de kilometri. Am înțeles. Și mascul și femele, da? Și mascul și femele, da. Vreau să vă zic că anul trecut, în 2012, la ultima etapă de Nicolaev, am angajat tot efectivul de porumbei din Coteț. Și? Cum au fost rezultatele? Rezultatele au fost bune, pot să zic că am clasat într-un procentaj peste 50% din numericul de porumbei pe care i-am angajat la etapa respectivă. Despre sușele porumbeilor noastre, din ce ne spuneați de crescătorii din țara de unde viața achiziționat, dar în spate de unde vin? Deci în general, porumbeii de viteză, acum le număr pe domnul Cosmin Olteanu, se axează pe pași, pe Roșia, care deja o cunoaște toată lumea, care este de la Praț, dar în spate tot Janssen, porumbelul de Tony Diner al lui domnul Olteanu Cosmin, care a dat doi porumbei olimpici, Herbert Kremer,
Cam astea ar fi de la domnul Olteanu. De la domnul Andrei Marius, exact cum v-am zis, prin intermediari, am tot la fel Herbert Kramer și Janssen. În general, porumbei care au la bază Janssen. Zburați vădovia naturală, domnul Daniel? În tandemul acesta format, care activează, să zic așa, de 2 ani de zile, am zburat numai natural. Urmând ca anul acesta, în 2013, să abordăm și văduvia. Știu că în acest an, în 2013, veți schimba, dacă nu greșesc, cumva ruta de zbor? Este pe posibil, altă direcție? Nu pot să mă pronunț, nu știu încă, o să urmeze și o ședință la nivel de Uniune. Important ar fi ca lumea să ia în considerare să zburăm dintr-un numeric cât mai mare de porumbei și dintr-o grupare cât mai puternică, ca într-adevăr să tragi concluzii care a fost cel mai bun la sfârșit de sezon. Despre concurența columbofilă din zona dumneavoastră ne puteți spune câteva cuvinte, de exemplu? Pot să zic că concurența din județul Prahova, exact cum știe toată lumea, este o concurență acerbă. Sunt foarte mulți columbofili care au investit foarte mulți bani în porumbei. Deci este o concurență destul de acerbă și de puternică, pot să zic așa, la nivel de județul Prahova. Selecției la mâna porumbeilor, ce importanță îi acordați? Îi eliminați din cuibar, de mici, dacă nu vă plac cum arată, de exemplu? Într-adevăr, dacă un pui nu e dezvoltat de mic cum ar trebui și are defecte, nu poate să ajungă niciun zburător foarte bun și cel mai indicat ar fi să le eliminăm. Și din experiența mea, pot să zic că toți campionii pe care i-am luat la mână, să zic așa, în diverse crescătorii și la diversi crescători, erau perfecți la mână. Familia vă sprijină, domnul Preda? Familia, creșterea porumbeilor? Familia, pot să zic că mai puțin, pentru că eu locuiesc la bloc și neavând timpul necesar, zbor într-un tandem columbofil cu Neatitel, care din păcate nu este aici prezent. Eu sunt, să zic așa, baza informațională și el se ocupă cu pregătirea și cu ce stabilim și cum abordăm fiecare etapă în parte. Ne completăm foarte bine amândoi. Eu sunt partea tânără, el partea... Cu experiență. Cu mai multă experiență. Mai matură în tandemul columbofil și ușor, ușor rezultatele încep de la an la an să fie din ce în ce mai bune și să sperăm la anul acesta la o cupă la nivel național. În obținerea unor performanțe columbofile de vârf la nivel județean și național, ce considerați că are o mai mare importanță? Valoarea genetică și sportivă a unui porumbel sau pregătirea pe care o asigură crescătorul? Deci, pot să zic că 50% înseamnă valoarea genetică a porumbelului. Dar la urmă, dacă crescătorul respectiv nu știe să exploateze și să beneficieze de valoarea porumbelului, iar porumbelul respectiv nu o să ajungă campion. Deci aici trebuie să fie un tot unitar, un liant foarte bun între crescători și porumbel. Dacă nu-ți cunoști porumbeii și nu îi observi în fiecare zi și nu le simți potențialul, părerea mea că nu o să poți excela în sportul acesta. Noroc, cu ce importanță considerați că are în sportul columbofil? Te ajută el, de exemplu, să ajungi campion național sau nu ai nevoie de noroc? Pot să zic că nu pot să vorbesc de noroc, dar pot să vă vorbesc de ghinion, să zic așa. Anul trecut aș fi luat la nivel național, nu anul trecut, în 2011, mă scuzați, aș fi luat la nivel național locul 2 AS Yearling. Porumbelul respectiv a clasat 14 etape, dar la noi, la Uniune, ca să nominalizezi un porumbel la categoria asta, trebuie să aibă din 8 etape minim 3.000 de kilometri. Și porumbelul acela din 8 etape, fără 4 metri de concurs, să zic așa, nu a luat o cupă la nivel Într-adevăr, național. Deci pot să vorbesc de ghinion. Asta da. De noroc deocamdată nu am avut. Contează și norocul, dar undeva într-o proporție foarte mică. Mai mică, nu? Foarte mică. De la 2013, ce așteptări aveți? V-ați gândit să accedeți la un anumit rezultat, la un anumit loc? De la 2013 v-am zis, în primul rând îmi doresc, exact cum a fost promisiunea când am făcut tandemul cu Neatitel, că vreau ca el fiind mai în vârstă să ridice o cupă la nivel național, exact asta îmi doresc și să sperăm ca noi columbofilii să putem zâmbi sau să fim bucuroși și când luăm bătaie, ca să mă exprim așa. Deci să existe fair play în sportul columbofil și să ne gândim că, în primul rând, e un sport. Deci nu afacere sau un business sau o chestie de dușmănie sau de ură. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Preda, pentru amabilitatea acordării acestui prim și scurt interviu. Vă felicit sincer pentru mare pasiunea columbofilă de care dați dovadă, pentru rezultatele pe care le-ați obținut până acum
și vă doresc în continuare multă sănătate și mult succes. Mulțumesc de asemenea și dumneavoastră. Cu stimă, toate cele bune.